Săptămâna începe cu un alt număr ridicat de infectări. Alte 76 de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore în Mehedinți. De la începutul pandemiei și până în prezent, peste 3500 de mehedințeni s-au infectat cu SARS-CoV-2 la nivelul județului, dintre care 135 de persoane au decedat. 76 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. 166 de persoane sunt internate în acest moment și 769 de persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 1261 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 166 persoane se află internate, 769 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost înregistrate 76 cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19. De la începutul epidemiei, în județul Mehedinți au fost confirmați COVID-19 3585 de persoane și au decedat 135 de persoane. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 în județul Mehedinți este de 3,02 la 1000 de locuitori. Tot mai mulți mehedințeni sunt confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2 în ultimele săptămâni și tot mai multe persoane își pierd viața în lupta cu boala.